Despre asta vorbește toată lumea de luni de zile. Acest virus a pus omenirea pe muchie de cuțit și foarte multe companii mari se retrag de la conferințe și convenții pentru că se tem de focarul produs de noul coronavirus. Aeroporturile verifică în permanență persoanele care călătoresc și dacă ai călătorit în ultimele câteva luni, atunci știi că una dintre cele mai frecvente întrebări la care ești rugat să răspunzi este dacă ai fost în vruna din zonele afectate în ultimele 14 zile. Specialiștii încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a opri transformarea focarului într-o pandemie majoră și să aibă un impact devastator asupra economiei, siguranței și rasei umane. Însă, unde a început toată această poveste supraapreciată? Cum a putut să lovească un virus nou atât de puternic și să infecteze peste 100.000 de persoane din întreaga lume? Astăzi vom afla toate aceste lucruri, dar înainte de asta nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi pentru a rămâne la curent cu situația creată de noul coronavirus numit și COVID-19. Dacă privești acest videoclip, probabil că ai o idee generală despre ce este un coronavirus, însă dacă nu ești familiarizat cu el, hai să facem un mic rezumat. De asemenea, poți viziona clipurile anterioare în care am detaliat pe cine afectează și ce este de fapt această tulpină nouă a virusului. Noul coronavirus a fost denumit, după cum a menționat și mai devreme, virusul COVID-19, pentru că există multe alte versiuni ale coronavirusilor și astfel înlătură confuzia pe care o poate crea numele simplu de coronavirus. El a infectat oamenii și în trecut, dar sub alte denumiri, precum SARS, MERS și de asemenea și răceala comună. Toate sunt tulpini diferite ale coronavirusurilor. COVID-19 este doar cea mai recentă versiune înregistrată care s-a răspândit în întreaga lume. Această nouă tulpină este de fapt o combinație de mai mult coronavirus unde Mers, SARS și răceala comună au fost toate legate împreună și au format această tulpină puțin mai mortală. Are o rată a mortalității de aproximativ 2%, ceea ce este destul de bine, dar reprezintă totodată același procent precum cel al deceselor provocate de gripa spaniolă care a afectat oamenii între anii 1918 și 1919, când au murit 50 de milioane de persoane. De aceea, limitarea răspândirii acestui virus este importantă. Acum, hai să vedem de unde a pornit totul. Există o teorie conform căreia a apărut pentru prima dată în peștele contaminat care s-a comercializat într-o piață umedă din Wuhan unde se vând produse din carne proaspătă. Acest lucru are sens pentru că fructele de mare în general reprezintă o cauză majoră a multor alte boli legate de toxinfecțiile alimentare. Cu toate acestea, s-a dovedit că acea piață nu a fost locul în care a fost contractat pentru prima dată virusul, ci doar rampa de lansare de unde s-a răspândit către mai mulți oameni. Aceasta este una dintre cele mai aglomerate piețe din provincia Hubei, deci cineva care a fost purtătorul virusului ar fi putut interacționa cu mai mulți oameni ghinioniști din piață. Poate că pur și simplu a tușit de câteva ori și a transmis virusul către sute de oameni într-o singură zi. De fapt, piața a fost închisă și supusă unor anchete amănunțite în speranța că va fi descoperită sursa acestui nou coronavirus. Dacă vrei să ieșim din tipar pentru un moment, există chiar și o teorie conform căreia virusul a fost cauzat de un atac bine pus la punct. Acesta este clar tărâmul conspirațiilor, dar merită explorat. Conform acestei teorii, un guvern mondial, fie cel al Chinei, Americii sau al Rusiei, a creat virusul în laborator și l-a eliberat în public pentru a avea efecte globale devastatoare. Care ar fi motivul principal care i-a împins către acest gest? Ei bine, poate avea ca scop destabilizarea pieței bursei mondiale. Acest virus a afectat deja piața bursieră și ar putea cauza un creș, adică o criză acută a vieții economice, manifestată de cele mai multe ori prin scăderea foarte mare a cursului acțiunilor la bursă. Un alt motiv pentru declanșarea voită a virusului ar putea fi afectarea alegerilor prezidențiale din America, care vor avea loc pe 3 noiembrie 2020. Asemenea, pandemii provoacă multă panică printre masele de oameni, și un lider care nu poate face față unei astfel de situații ar putea fi principalul motiv pentru schimbarea președintelui actual înainte de termen sau alegerea unui președinte capabil să gestioneze o situație de criză pe 3 noiembrie. Există de asemenea teoria clasică conform căreia acest virus a fost eliberat de un guvern mondial numai pentru a controla numărul populației globale. Poate că tocmai o distrugere majoră este ceea ce își doresc guvernele mondiale pentru a ajuta, de fapt, la controlarea schimbărilor climatice în încercarea de a salva planeta. Poate că singura modalitate prin care acest obiectiv poate fi atins este prin uciderea milioane de oameni. Cel puțin așa pot fi văzute lucrurile prin ochii guvernelor puternice. Cu toate că știm și noi că poate fi destul de palpitant să dezbatem toate aceste teorii ale conspirației, vreau să rămânem în tărâmul realității și să vorbim doar despre ceea ce cunoaștem ca fiind fapte reale, chiar dacă superputernica organizație secretă Illuminati ar fi putut să tragă sforile din spatele cortinei și să ne facă pe toți să credem că toate evenimentele s-au întâmplat pe căi naturale, dar acesta este subiectul unui alt videoclip. Se pare că noul coronavirus a început așa cum cred mulți oameni și anume ca mulți alți viruși. Acesta provine de la oameni care au consumat alimente sau preparate infectate, mai exact lilieci. Liliecii sunt o delicatesă în China precum și în multe alte țări din Asia. Cu toate că știrile din toată lumea a precizat că virusul din Wuhan provine cel mai probabil de la lilieci, aceștia sunt încă vânduți pentru consum propriu în multe piețe și oamenii îi mănâncă fără să se gândească. Dar totodată comercializarea acestora a scăzut dramatic de când a început focarul. Cum ceva precum consumarea preparatelor din carne de liliac a dus la răspândirea cele mai grave pandemii din noul deceniu. S-a dovedit că liliecii sunt purtătorii multor paraziți și virusuri, printre care SARS, MERS, Răceala Comună, dar și altor 80 de boli care sunt purtate de aceste mamifere stranii. Coronavirusul s-a răspândit la fel ca boala vacine bune. La început, aceasta s-a dezvoltat la animale fără a avea neapărat un efect devastator pentru sănătatea lor, după care a fost transmisă la oameni. Acest lucru se întâmplă pentru că unele animale pot avea o imunitate naturală care luptă eficient cu diverse afecțiuni provocate de paraziți sau virus. Acum vine întrebarea logică, cum au fost infectați liliecii cu noul coronavirus? Acest lucru încă este dezbătut, însă una dintre cele mai discutate ipoteze este contaminarea surselor de apă a animalelor prin deversarea canalizărilor direct în râuri. Astfel, ilieci au intrat în contact direct cu apa contaminată care a provocat mutarea genetică a virusului SARS ce se afla deja în corpurile lor. După ce a luat contact cu oamenii, noua tulbina a coronavirusului a intrat în stare latentă pentru o săptămână sau mai mult, acest lucru permițându i să se răspândească și la alte persoane. S-ar fi putut întâmpla și în piața de pește din Wuhan, iar odată ce a afectat mai multe persoane, singura modalitate prin care putem opri această pandemie este prin servicii medicale de calitate și punerea în carantină a zonelor deja infectate. Sperăm că v-am răspuns la câteva întrebări legate de cine ar fi putut porni noul coronavirus. Din nou, nu uitați că încercăm să oferim informații actualizate la zi, deci dacă aveți neutăți despre acest subiect, le puteți lăsa în comentarii, astfel poți ajuta mai multe persoane cu informații noi, folositoare și, cel mai important, reale pe care noi încă nu le cunoaștem. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!